Bancul în culoare. Bagă de distribuit. Vai que mora só. E mo, que tempo, mano. Só de dentro do campo. Ué, bicho é pão. Bicho é que tô. Tramba. Me cadê, mas é louco, dê. Hai rocuța, hai rocuța de distribuiri. Că vedeți, acatica. Scrie romanul, care e sau? Imo, că e Tranta, efta. Rocuța, bravo, să trăiești și familia ta. Rocuța. Mersi, mersi, Rocuța, și tu să trăiești. Toată țara. Ia vorbește tri. S-o de timp de când ai fel de live? Când ai avut? Cine așa, mă? Ală. Buliagica. Să se ia vardi. Am mâncat cu mine, domnule. Să bine.
Am clicat la mangan cum e în supinul ca cu cât. Na. Ca Dumnezeu n-au cum. Își pierde vreo două unghii dacă îi dă cu ciocanul peste mână. E adevărat! Citi, eu că mesaj am. Peștele e și catalbal. Nu ne încărăți. Sau deja ne mai securiță. Nu ia ori de ăștia e chi. Bancă-l pe aia, că avem o mamă. De. Dita de cu Daniel, ce faci acolo, Traian? De Daniel, ce faceți acolo? Sau Daniel. Va fi un cazan de țuică pentru cineva. E o comandă făcută pentru un băiat din aici, de la noi din țară. Da, lucrurile, multă lume a rămas uimită, pentru că n-au mai găsit o asemenea strategie de lucru, nu s-a mai găsit. De aceea eu ceea ce vreau să încerc să fac cât mai mult pentru comunitatea noastră este că meseria pe care noi o practicăm, ea trebuie ridicată la nivel de artă. Așa după cum pictorii sunt artiști, după cei care sculptează, sculptorii sunt artiști. Eu cred că și prelucrarea metalelor neferoase, meseria pe care noi o practicăm, trebuie ridicată la nivel de artă. Și foarte mulți oameni de cultură din România cu care am apucat să discut de-a lungul timpului, văzând modul în care noi lucrăm,
explicându-le multor oameni de faptul că noi lucrăm o meserie foarte veche, practicată și păstrată de-a lungul timpului, au rămas uimiți uneori că de ce nu este ridicată la nivel de artă. Acum am să vă arăt puțin, uitați-vă, să vedeți, uitați-vă, deci cea 1 este bătut de vreo câteva ori și acum iară trebuie pus pe foc. Acum el se decălește și așa va fi toată modalitatea de execuție a obiectelor.